Emisiune susținută de Asociația Maurer for You. E cu cântec. Dacă ai o problemă cu cineva din jurul tău care e acolo sau cu tine însuți, îți va afecta direct muzica, da. Și modul în care cânți și cum o faci și atitudinea pe care o ai. În urma unei astfel de experiențe pe care o auzi, îți dai seama că muzica pe care o cânți e chiar importantă. Și modul în care o cânți e chiar important. E cu cântec. Bine ați venit la emisiunea E cu cântec. Sunt Ramona Dărvășan, gazda unei emisiuni frumoase cu și despre muzică. În această seară o vă cunoaște pe Haidea Albert, căreia îi spun bun venit. Bun găsit, Ramona! Mă bucur să te cunoaștem mai bine la această emisiune și să-ți auzim vocea, pentru că ai o voce foarte frumoasă. Am fost plăcut surprinsă să te aud la evanghelizare la Ineu. Ai și forță și ambitus și putere, foarte frumos cânti. Mulțumesc! De-abia așa să-ți ascultăm prima melodie, însă vrem să aflăm mai multe despre tine și despre background-ul tău muzical. Când ai început să cânti? Da, vin dintr-o familie în care muzica e prezentă. Familia din care am crescut e foarte implicată în activitățile Bisericii Adventiste. Tatăl meu e pastor și mama e foarte implicată și ea în partea muzicală, în special cu copiii, cu tinerii, și am fost obișnuită de mică să cânt, să se cânte acasă, da. Și asta mi-a pus o bază și pentru ceea ce fac acum. În ce grupuri ai cântat? Ce formare ai avut pe parcursul vieții? Primul contact cu muzica, mai organizat, să zic așa, a fost când eram în jurul vârstei de 10 ani, când la biserică s-a organizat o fanfară, deci n-a fost vocal inițial. Ah, interesant. Și am învățat să cânt la trompetă. Și asta m-a învățat mai mult partea teoretică, muzicală, bineînțeles, și chestiuni de respirație, aspectele acestea și gestionarea emoțiilor, pentru că am avut și un solo prima dată și atunci am avut cumva precedentul de a gestiona emoțiile în fața unui public. Iar vocal, prima formație mai relevantă în care am cântat a fost Acord Junior, grupul dirijat de Alina Negoșanu. Asta pe la 11 ani, iar la vârsta de 17 ani am intrat în grupul Voces, unde acolo poate m-am format cel mai mult din punct de vedere al grupurilor muzicale, acolo a fost cel mai semnificativ. În perioada liceului, părinții mei au fost de acord să mă duc la o școală populară de arte și să o fac în paralel cu liceul, unde am mers la secția de canto clasic și am avut-o ca profesor coordonator pe Hordoan Alexandra. Deci ai studiat? A fost 3 ani, nu foarte intens, fiind o școală populară de arte, dar acolo am învățat, sau mi-am pus bazele, am început să învăț tehnica. Da, nu am definitivat, bineînțeles că în 3 ani de zile nu pot să înveți foarte mult, dar acolo am început. Da. Voce s-o a adus mai departe. Am avut un spațiu în care cumva să exersezi, exact, să exersez, să descoper. Emi este un dirijor extraordinar pe care îl apreciez și care mult m-a ajutat să-mi pun anumite chiar fixuri în ce privește muzica și disciplina în muzică. Așa e. În special disciplina și perfecționismul care îl definește. Și acum, mai recent, cânt în Gloria Dei, care este corul național al Bisericii Adventiste, și foarte recent în grupul Acord, care este dirijat tot de Alina Negoșanu, deci ne-am întors de unde am plecat. Ah, ce tare! Cum e viața? E un cerc. Da. Da, și asta e activitatea mai relevantă. Bineînțeles, fiind într-un cadru de biserică, foarte multe proiecte individuale și mici, mai importante sau nu, deci o activitate bogată. Și liceul Maranata, da, mă uitam să specific și de asta, fiind un liceu în care toată activitatea și tot ce se întâmplă acolo este făcut de tinerii care sunt acolo,
de la organizarea unui program muzical, chiar dirijat câteodată, nu eu, dar alții care au fost implicați în partea asta, cântat, prezentat, orice, era necesar de susținerea unui concert, noi eram implicați. Și am fost foarte... Te-a antrenat din belșug. Mi-a plăcut foarte mult. Foarte și bine. Și m-am implicat cât de mult am putut, am stors tot ce s-a putut. Așa. Muzica nu e doar ce se vede, artă și frumos și... Emoție. Exact, emoție. În spate e disciplină. Ca să iasă frumosul acela în față, trebuie să existe disciplina dinainte. Și mai ales dacă ești tânăr, ai nevoie de mai multă disciplină, pentru că atunci te formezi și te ajută. Să faci ceva ce-ți place, dar care te și ajută din punct de vedere disciplinar și îți formează caracterul, că la urmă urmei despre asta vorbim, îți formezi un anumit caracter pentru a putea cânta o muzică care are un anumit caracter spiritual. În cazul meu, am cântat predominant muzică religioasă, spirituală, sacră și asta îmi place cel mai mult. Da. Care este cea mai mare provocare în a fi un artist creștin sau un cântăreț de muzică creștină? Cred că, zic în ce mă privește și o să fiu destul de sinceră, cât de sinceră pot, e important să înțelegi ca artist creștin că tu nu cânți pentru altcineva decât pentru Dumnezeu. Scopul tău este să-i aduci lui slavă. Scopul tău nu este să îi impresionezi pe ceilalți, nu este să te scoți pe tine în evidență, să te pui în concurență cu ceilalți care cântă ca tine și asta e o problemă, pentru că unii nu sunt confortabili să cânte alt repertoriu sau în alte cercuri și atunci aduc cumva elemente din mediul acela în mediul creștin și cumva aceleași, poate, problematici apar într-un cadru care, căruia nu e locul. Adică nu e normal într-un cadru creștin să te gândești ca cântăreț că fai, trebuie acum să impresionez, să abordez un anumit repertoriu care e pretențios, să cânt o notă aia foarte înaltă, să mă infatuez foarte mult pe ea sau să fiu geloasă pe anumite colege. Sau ce să fac să depășesc pe... Ce să fac să depășesc... Cred altuia. Că asta este una dintre... Nu e singura, dar e o provocare destul de mare, prin care și eu, bineînțeles, că am trecut și de multe ori trebuie să lupt împotriva ei, să-mi aduc aminte că eu cânt pentru Dumnezeu și ceea ce e important este ca Dumnezeu, eu să fiu în o anumită stare a minții, să am un anumit caracter și să-mi lucrez vocea pentru ca Dumnezeu să poată să-și transmită mai cât de bine se poate, să-și transmită mesajul lui prin ceea ce eu cânt. Pentru că cântarea, din punctul meu de vedere, este atât transmiterea unui mesaj care unge sufletul, cât și o rugăciune. Da. Nu pot să spun o rugăciune, să cânt o rugăciune, dacă caracterul meu nu este ce trebuie. Dacă în mintea mea sunt gânduri care nu sunt compatibile cu ceea ce cânt. O să iasă poate un performance foarte frumos, dacă sunt bine pregătită, dar o să se piardă esența respectivă. Și atunci e dezamăgitor pentru tine ca artist creștin, pentru că nu te ridici la înălțimea celorlalți. Da. Pentru că ceilalți sunt dedicat complet la se înălța pe sine sau a scoate în evidență calitățile. Tu divizi și da. Nu ești nici. Nici nu transmiți la Dumnezeu, nici da, nu ești cel mai bun. Dumnezeu, nu ești nici cu totul pentru tine. Da, foarte interesant asta. Apreciez sinceritatea, pentru că e clar, oricine care este în față, măcar odată a simțit gândul ăsta al invidiei sau al ce să fac eu să fiu mai bun, dar nu e despre tine. Și cred că Dumnezeu poate să lucreze prin orice voce, dacă se pune la dispoziția Lui și să transmită celor care ascultă apelul de a veni la Dumnezeu. Da, și de multe ori și emoțiile apar tot din cauza asta. Te stresezi și nu poți să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut, pentru că ești îngrijorat de oarecum o să iasă și ce o să spună ceilalți. Da. Dar la urmă urmei, dacă tu ești într-un proces de dezvoltare, nu contează cum ești acum. Contează că te dezvolți și poate când ai greșit nota aia, o, ești fals, n-ai intrat unde trebuie, tot felul de lucruri care mi se întâmplă, dar nu te cramponezi în ele, pentru că știi, eu mă dezvolt, dacă mesajul a fost atins, scopul meu este atins. Și multe emoții se duc pentru că ai mindset-ul ăsta sănătos. Eu cânt pentru Dumnezeu. Dar, cum spuneai, e ceva ce trebuie să-ți reamintești permanent. Pentru că ispita e acolo. Asta e ispita unui cântăreț creștin. Da. Să te înalți pe tine. Da. Una din ele, mă rog. Și e ceva ce permanent trebuie să lucrezi și să-ți readuci aminte. Mai ales înainte de a urca pe scenă, da. De a merge să cânți, te rogi și îți recalibrezi gândurile. Exact, exact. Draga mea, aș vrea să ascultăm un prim cântec pe care ni-l vei interpreta astăzi. Te va acompania Claudiu Agapie la pian și cu mare interes vă ascultăm. E cu cântec.
Mi-am dat seama că eu nu pot să mă duc doar pe ceea ce aud în jur și pe ceea ce asimilez în jur. Trebuie să înțeleg autentic și personal. Și personal ce înseamnă muzica și eu de ce o fac. De ce cânt? E cu cânte. Mulțumim tare mult pentru acest imn. Imnurile au o aură specială, așa. Da. Sunt cântările practic interpretate de cei mai mulți oameni. Fiecare artist are piesele lui, dar acestea sunt cântate în toate bisericile și e fascinant să știi că te poți închina pe o melodie cu toți oamenii care au pătruns vreodată într-o biserică. Îți mulțumim pentru mesajul frumos adus prin această melodie. Cu drag! Haidea, știu că ai traversat o perioadă în care te-ai debarasat de muzică și de tot ce era viața ta. Ce a dus la acest lucru și cum ai ieșit de acolo? Am avut o activitate foarte intensă în perioada dinainte de 20 de ani, ca să o numesc așa. Și nu pot să spun că tot ce am făcut a fost o inerție. În sensul că am fost obișnuită să fac și atunci am tot făcut și nu doar asta. Dar a fost un pic din aspectul acesta și am fost obișnuită să mă duc pe ideile celor care mă înconjurau. Adică dacă cântam într-un anumit grup și se spunea că trebuie cântat așa sau asta ar trebui să gândim când cântăm, așa gândeam. Nu aveam cumva o minte a mea, ci preluam ce era în jur. Da. Și înțelegând importanța muzicii, atât cât am înțeles la momentul respectiv, mi-am dat seama că eu nu pot să mă duc doar pe ceea ce aud în jur și pe ceea ce asimilez în jur. Trebuie să înțeleg autentic și personal, și personal ce înseamnă muzica și eu de ce o fac? De ce cânt? Care e rolul? Am o chemare în treaba asta. Doar pentru că am un pic de talent și am lucrat puțin la treaba asta, înseamnă că trebuie să o fac. Cum să o fac să fie eficientă? Pentru că, cum spuneam și anterior, dacă mă interesează să-mi expun calitățile, poate o fac într-un alt mediu unde e mai propice pentru treaba și asta. Nu mă chinui într-un mediu creștin. Și vin și bani, exact. Pentru că și asta e o parte importantă. Da. Și asta a fost un mare lucru care a dus la... Nu mai știu ce să mai fac și n-am mai putut să merg așa cum am mers. Simțeai că o faci... Simțeam că nu o fac bine. Da. Simțeam că e prea mult din mine în ceea ce fac. Ok. Prea mult din mine și nu am o siguranță cu privire la ceea ce... La cuvântul pe care Dumnezeu l-are de spus cu privire la lucrarea mea. Și dincolo de asta, m-am lăsat și pradă, să zic așa, tot felul de, cum să le zic, influențe și de acele invidii și răutăți care există în preajma oricărei persoane. Și m-am lăsat pradă și lor. Și cumva, într-un moment de slăbiciune, am zis, știi ce? Nu mai fac nimic. Nu mai știu cum să fac și mai bine nu mai fac. E destul de puțin modul în care spun, dar cine a trecut prin așa ceva, cred că înțelege. Și
nu, n-a fost ceva de care îmi place sau mi-aduc aminte cu drag, dar cred că a fost cumva necesar. Ar fi fost mai bine ca perioada să fie mai scurtă, pentru că a fost o perioadă destul de lungă în care... Cât a durat? Câțiva ani. Mamă. 4 ani, cred, în care nu, nici măcar la biserică nu prea am mai cântat. Eram și într-un mediu în care cumva în biserică era așa o idee că solo nu e ok, pentru că din start solo înseamnă că nu îți faci bine. Te afirmi. Te afirmi, exact. Și era ultimul lucru pe care voiam să-l fac. De asta încercam să, din asta încercam să ies. Și încercam să ies din medii care nu mai corespund cu valorile pe care le am. Cred că barierele pe care le pun cei din jur sunt extrem de dăunătoare. Da, nu sunt de vină ei. Sunt de vină, că tu le asimilezi. Da, le asimilăm. Fiecare pune și cum înțelege și cum trăiește fiecare, dar eu am mintea și datoria să fac așa cum consider că e corect. Și a fost un moment în care am schimbat placa și nu doar în domeniul muzical, ci și în alte aspecte ale vieții. Am avut nevoie de o recalibrare. Și de multe ori când ai nevoie de o recalibrare, trebuie să faci un pas înapoi din tot ceea ce faci, să te gândești bine care e următorul plan și unde mergi, ca să nu trebuiască să renunți din nou și să ajungi în punctul ăsta, pentru că e traumatizant, e o despărțire de sine. Da. Te desparți de tine și de ceva ce ți-a plăcut să faci, ca să faci ce-i bine. Și uneori ce-ți place cu ce-i bine, e în conflict. Și am trăit conflictul ăsta foarte puternic. Da. Și mai încolo, mi-aduc aminte că ne-am mutat în Arad. Eu stau în Cluj și ne-am mutat în Arad din alte motive. Și tatăl meu, care e foarte implicat și îi place foarte mult să organizeze concerte și cheamă tot felul de oameni și din afară, chiar a făcut un concert cu Paula Seling și cu Luiza Spiridon, tot felul de activități de genul ăsta. Și am împins și fiica să tot cânte. Și hai, cântă la biserică, hai, uite, avem un program cu tineretul, hai că Sfânta Cină, hai că... Și la un moment dat mă vedeam în situația în care, ok, cântă 5 piese, dar de unde să tot scot piesele astea? Că nu am nicio piesă negativ, ori pian, ori... Și tot împins așa de la spate, am început, ba, un negativ de pe internet, ba, de la altul, de la un pianist. Da. Am început să mă obișnuiesc și să repractic ceea ce am lăsat cumva în urmă. E adevărat că am început foarte timid și foarte neîncrezătoare în sine, pentru că mi-era tot timpul teamă să nu cumva să fac ceva greșit, să mă simțeam foarte responsabilă de faptul că sunt în față și oamenii poate se uită și aud mesaj, rostești niște cuvinte, muzică sacră, că vorbim de muzică sacră, cuvinte care au o profundă însemnătate și eu să nu am caracterul potrivit pentru asta. Mă gândeam, pe oamenii pot păcăli, că nu, zâmbești frumos, zici cuvinte frumoase, dar numai Dumnezeu vede ce e în inimă. Și asta era ultimul lucru pe care vreau să mi-l mai adaug înaintea lui Dumnezeu. Dar așa am reînceput să cânt și tehnic vorbind, am învățat să depășesc emoțiile de a cânta în public, pentru că eram foarte obișnuită să cânt în cadrul unui cor. Da, da. Ceea ce e diferit, să cânt solo, să cânt cor. Altă responsabilitate. Nu preferam, nici acum nu pot să zic neapărat că prefer varianta solo, dar m-a ajutat să îmi gestionez emoțiile, să învăț cum să le fac să lucreze pentru mine. Da, da, da. Și așa am început. Am reluat activitatea și în cadrul grupurilor. Și sperăm să se dezvolte din ce în ce mai mult pe viitor, pentru că îmi place. În esență, asta e ceea ce îmi place. Asta e singurul lucru care... Îți oferă satisfacție. Da, când auzi unii oameni care spun, mamă, fac chestia asta și nu obosesc niciodată și obosea la aia, de-abia aștept să revin de ea ca... Pentru mine, muzica. Asta e singurul lucru care pot să zic că așa e. Dar care a fost momentul care te-a făcut să te uiți clar la cine ești, la ce-ți place și să nu-ți mai fie teamă de tot ce ai auzit până atunci și să pornești să cânti. Că nu cred că a fost doar tatăl tău că a insistat. Adică dacă tu nu vroiai, nu o făceai. Într-o ocazie aveam o discuție cu Szilárd și el mi-a pus următoarea întrebare. Dacă ar fi să te gândești cum ar arăta viața ta și ce ai face, indiferent de circumstanțe, de trecut, de bani, de loc, de posibilități, de orice, ce ai face? Nici nu aveam curaj așa să mă gândesc cumva, dar eram, băi, aș cânta dacă aș ști să stăpânesc bine o tehnică și să nu am emoții, să am posibilitate, să am experiența aia cu Dumnezeu de fiecare dată când cânt, să știu că Dumnezeu chiar lucrează, nu doar cânt frumos printre alții. Și... Evident, într-un context de
artist creștin ai nevoie și de bani în direcția asta, pentru că nu, banii nu pentru bani o faci, pentru că nu asta e scopul, ziceam, dar este nevoie de bani să o faci. Da. Și m-am gândit și la un plan de a face bani pentru ca să pot să susțin lucrarea asta. Uh-huh. Și în urma acelei discuții, care a fost mai ample, și Szilárd, soțul meu, care... Nu că vreau să zic că fără el nu s-a întâmplat nimic, dar... Te susține enorm. Da. Am început să pornesc lucrurile, am început să mișc ceva, am început să învăț. Și în domeniul muzical, primul lucru pe care l-am făcut e să o contactez pe Mendiana Vlad. O persoană care în perioada aceea de pauză, la o nuntă, am auzit-o, n-am știut absolut nimic despre ea și am auzit-o. Și am rămas impresionată de ceea ce a cântat și de modul în care a cântat, pentru că m-a interesat tehnica. Ți-a fost reper. Da, și am zis, eu trebuie să învăț de la femeia asta. Și asta a fost prima chestie care, nu știu de ce, mi-a trebuit foarte mult curaj să-i scriu, că nu e. Dar neavând... Tangențe, legătură. Da, și reflexul acesta, am eu, nu știu, 25 sau 6 câți am avut atunci, parcă nu mai, mi-a trecut cumva vremea sau nu mai cazul, trebuia să fac până acum. Da, am făcut-o, i-am scris și am început să merg la ea și are un mod particular de a preda și foarte eficient pentru stilul meu, probabil că nu funcționează la toată lumea, dar pentru mine a fost mânușă și mi-a dat curaj. Știe să și mă certe. Vorba e să mă facă și cu ochi și oțet, dar știe și să încurajeze atunci când e cazul. Nu, nici nu te parfumează degeaba și nici nu te deparfumează degeaba. Da, da. Și am apreciat foarte mult asta la ea și asta mi-a dat curaj ca mai departe să încep să cânt. Și în continuare merg cu ea. Mă bucur că împărtășești lucrurile astea, poate destul de intime, despre parcursul unui artist creștin, despre trăirile astea up and down, pentru că da, când ești în față, pare totul perfect. A fost un moment deosebit, dar până acolo este o muncă, este o luptă spirituală, este o luptă psihică pentru cel care interpretează, destul de mare și poate că e bine să vorbim despre asta deschis. Să știe și cei care ascultă, dar și cei care încearcă să iasă în față și să îl laude pe Dumnezeu prin talentul lor. Să știe că este o luptă, dar poate fi câștigată cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul unor mentori. E nevoie și de ei. Da, da. Fără mentori nu te poți dezvolta, că ești tu cu tine și ai nevoie de cineva care e mai sus decât tine să te poți dezvolta. Și da, nu e foarte confortabil să vorbești de lucrurile mai negative, dar consider că dacă asta s-a întâmplat și asta e, asta e. Da. Și muzica nu o poți cânta dacă nu ești în regulă cu tine în interior. Dacă ai o problemă cu cineva din jurul tău care e acolo sau cu tine însuți, îți va afecta direct muzica. Da. Și modul în care cânți și cum o faci și atitudinea pe care o ai. Și e foarte important să rezolvi treaba asta. Dacă ai o problemă, nu știu, cânți într-un cor și ai o problemă cu cel de lângă tine, nu știu, tot felul de hâre sau ceva, trebuie rezolvate, pentru că produsul final poate să fie frumos, dar nu o să fie divin niciodată. Bine ai spus, da. Foarte interesant, foarte important aspect să fie echilibrat emoțional și în pace cu toată lumea. Da. În momentul în care livrezi ceva muzical și spiritual, cu direcția înspre a ținti sufletul omului. Da. Cum poți să țintești sufletul omului când tu ai ranchiună în inima ta? Da. Haide, aș vrea să mai ascultăm un cântec frumos. Te invit să ne bucuri sufletele cu un alt imn. Sigur. E cu cântec. She is a-
taci noaptea. M-a luat o frică cum nu cred că am simțit de atunci vreodată, pentru că fulgera foarte puternic în jurul meu și dădeam pământ în împrejurimi. Și în momentul în care au început să cânte, fratele se liniștea. Pur și simplu, nu se mai agita absolut deloc. E cu cânte. Așa cum te aud, nu pare că vreodată ai făcut pauză, nu pare că vreodată ai avut emoții. Pentru că ai... Nu știu, mi se pare că ai capacitatea de a umple o încăpere cu vocea și cu atitudinea ta, cu privirea ta. De aceea se vede că probabil ai muncit la a-ți seta mintea atunci când cânti. Și mă bucur că ne-ai atins și pe noi astăzi. Ai menționat și tu mai devreme că muzica are o putere enormă. Și sigur ai văzut și tu puterea muzicii. Ce ne poți povesti despre asta? Am două, cumva, experiențe, să zic așa. Una pe care am trăit-o eu, care e un... n-aș zice amuzantă, dar poate o să stârnească și puțin amuzament. Și una care n-am trăit-o eu, însă într-un moment cheie, cineva foarte apropiat și interesat de modul în care cânt, mi-a povestit-o și mi-a format perspectiva cu privire la muzică. O să înțelegeți. Prima, ajutam pe o soră bătrână din orașul în care eram, tata prin tata, în fine, să scoată cartofii. Și am scos cartofii și pe când se ducem acasă sacii respectivi, se pornea de ploaie. Și am mers repede acasă, eram cu bicicleta și eram mai tânără un pic, mai micuță. Și tatăl meu cu bunica au rămas în urmă, ducând pe bicicletă sacul ăla de cartofi. Am ajuns acasă și n-am putut să stau liniște, că am zis, ar trebui să mă întorc să-i ajut, că... Nu am putut să stau liniște. M-am gândit, îi plouă și pe ei săraci, se mișcă greu, poate pot să fac ceva. Doar că până am ajuns eu înapoi, ei deja se ascunseseră și s-au protejat de ploaie. Ideea era că eram în câmp, undeva la un kilometru distanță de orice casă sau orice altceva, și era vară. Dacă știi cum sunt ploile aia de vară, se întunecă și se face negru dintr-o dată și începe să tunece și să fulgere. M-a luat frica, sincer. Cred. M-a luat o frică cum nu cred că am simțit de atunci vreodată, pentru că fulgera foarte puternic în jurul meu și dădeam pământ în împrejurimi. Sunetul ăla puternic de fulgere dese și tunete și lumină multă și întunericul ăla m-a făcut să-mi fie foarte frică. Eram cu bicicleta aia în șlapi și nu știam ce să fac, pentru că eram complet singură. Da. Și am zis, mă urc repede pe bicicletă și plec, doar că fiind ploaia foarte puternică, imediat au dat pământul și s-a făcut noroi. Am picat în noroi, eram toate de noroi, șlapii o trebuie să-i duc în mână, că nu mai puteam ține pe picioare și eram, eu ce fac acum? E pueril, poate, dar în momentul respectiv eu am trăit sentimentul acela de frică profundă, aproape de moarte. Înțeleg. Mi-era frică că o să mor. Eram trăznește acum fulgerul și eu ce fac? Și mă vedeam cumva, mi-a venit în minte la Dumnezeu, da, Dumnezeu, ok, bine, unde-i? Și mi-a venit în minte să cânt, evident, că ce să fac, am zis, poate mă bruiază. Și am început să cânt și pe măsură ce am început să cânt, concentrându-mă pe faptul că cânt, nu m-am mai gândit la ce se întâmplă în jur. Și într-un mod ciudat am simțit că Dumnezeu e cu mine. Am simțit că e acolo. Și nu numai că am reușit să merg acasă, ci am mers chiar și veselă. Era așa, nu mai știu ce cântam, dar am venit ceva imnuri de pe la biserică și a fost o chestie foarte intimă între mine și Dumnezeu, care m-a marcat și m-a ajutat să înțeleg, mai dacă vreodată nu-L simți pe Dumnezeu sau nu știi cum să ajungi la El, asta e o modalitate sigură. Da, îmi vine să plâng pentru că mai trimis prin povestioara asta și pe mine în copilăria mea, unde la fel străbăteam poate kilometri de mers pe jos și prin zăpadă și prin ploaie și
treceau foarte rar mașine, nu ne lua nimeni la ocazie, 4 km până la școală, și muzica era cea care îmi ținea de urât. Efectiv, da, exact. Cânți așa, în văzduh, și te acompaniezi de ea și, practic, la momentul ăla este cea mai bună prietenă. Da. Să treci prin, să-ți învingi fricile, să-ți învingi ce știu ce nevoi, efectiv, poate mor de foame în momentul ăla, nu îngheți de frig, că e zăpadă afară. Dar ține de urât muzica și de cald. Da. Mai ales că știi că cineva te aude și lucrează prin faptul că tu cânti, nu e doar un sunet pe care, da, care te distrage. Da. Și cealaltă experiență, cum am spus, din motive de protejare a persoanelor respective, pentru că nu e o experiență plăcută, e dureroasă, o să codez cumva identitatea persoanelor, o să avem o mamă, un frate și o soră. Se întâmpla undeva în urmă cu vreo 30 de ani. Fratele era mare, în putere, un om bărbat în toată firea, sora era mică, adolescentă și mama, o mamă în vârstă. Fratele respectiv trecea prin niște perioade foarte sumbre ale vieții și a încercat să se sinucidă. O, Doamne. Acasă era doar sora cu mama și sora cea mică l-a surprins. Era inconștient și ea nu era sigură dacă e mort sau nu. Pulsul era atât de slab încât nu își dădea seama. Și a strigat după mama ei. Da. Au încercat săracele, așa firave cum erau, să-l tragă și să-l ducă undeva, să poată să facă ceva cu el, pentru că nu știu dacă, nici nu înțeleg, doar cât am înțeles, dar n-am cum să înțeleg disperarea pe care o soră și o mamă poate să o simtă în momentul în care își vede copilul că moare și nu numai că moare, când știi că el și-a făcut lucrul ăsta, cât de disperat trebuie să fie în sinea lui și cât de rău trebuie să se simtă. Și au încercat să-i facă tot felul de manevre de resuscitare, atât cât știau și ce știau că înțeleg că ar fi manevre de resuscitare, însă nu se întâmpla nimic, omul nu-și revenea. Și mai mult decât atât, omul a început să, cum să zic, să nu sunt nici prea ezoteric, a început să se comporte ca și când cineva vrea în mod sigur ca viața să-i se încheie. A început să se lupte cu mâinile în aer, a început să se înroșească, să se nece, ca și când i-ar exploda fața sau nu știu cum să exprim, încerc să redau din ce mi-aduc aminte din modul în care mi-a demonizat. Da. Pentru că diavolul încerca să ia viața. Încerca să încheie ceea ce el a început de fapt. A ales să facă, da. Și nu știu, ca și când se neacă cineva lângă tine și te ia un pic panica aia că, măi, omul ăsta chiar se neacă și nu știi ce să faci. Chestia asta multiplicată de multe ori. Și mama, care o femeie pe care am cunoscut-o și e exemplul cel mai aproape de ce înseamnă un sfânt pe care eu l-am văzut în viața asta. Nu cunosc pe nimeni care să fi fost mai de atât. I-a venit în minte să cânte, dar cu o seriozitate foarte profundă și cu acea siguranță că eu știu că asta funcționează, având experiența lui David și Saul din trecut. Și au început să cânte. Sora avea un caiet pe care îl scria aia de mână cu cântări tot felul de imnuri de la biserică, imnuri de tineret sau diferite imnuri. Și aia a fost primul lucru care l-a avut la îndemână. Și au început să cânte. Și mama i-a zis, cânți și efectiv nu te oprești. Și în momentul în care au început să cânte, fratele se liniștea. Pur și simplu, nu se mai agita absolut deloc. Nici și culoarea feței se schimba, simt ca o protecție pe care Dumnezeu o punea asupra lui. Ce era interesant, că în momentul în care începeau să se bâlbâie că oare ce cântare mai cântăm, dacă aveau câteva secunde sau mai mult pauză, lui reveneau stările respective. Și treaba asta a fost în continuu. Mama, dându-și seama cumva de situația asta, își îndemna foarte mult fiica, pentru că nu știa toate cântările fiicei de acolo, nu știa sau cuvintele. Da. Cântă, indiferent și dacă te bâlbâi și dacă cânți cu A, du-te mai departe, nu contează. Dacă nu mai știi strofa, ia următoarea cântare, dar pur și simplu nu te opri, pentru că ăsta moare. Și singurul lucru în care Dumnezeu îl poate proteja acum, sau singurul lucru de care Satana fuge acum, e cântarea pe care noi o scoatem de laudă la adresa lui Dumnezeu. Da. Undeva la o oră, două a durat toată treaba asta, până când el pur și simplu s-a liniștit, nemai fiind nevoie să se cânte. Și mi-aduc aminte că ascultam treaba asta și eram scurioasă ce cântări sunt. Da, ce putere așa mare. Vreau să văd și eu caietul ăla. Vreau să văd și eu cântările alea. Ce e așa de superb, de mă gândeam, trebuie să fie ceva wow. Și când mi-a arătat cântările, sunt cântările obișnuite pe care noi le cântăm la biserică,
nu cântări nu știu cât de impostate, nu știu cât de, de complicate, de intrări, deloc. Orice, pentru un copil care poate să le cânte. Cu niște cuvinte frumoase și simple, dar care, în mod real, au avut puterea să alunge demonii și să salveze viața cuiva. Și nu vorbesc doar de viața, de viața fizică. Da. Nu știu ce efect a avut asupra fratelui pe termen lung din punct de vedere sufletesc, dar nu m-aș mira să-l aflu că Dumnezeu i-a salvat și sufletul. Poate chiar în urma experienței respective. Da. În urma unei astfel de, de experiențe pe care o să-ți dai seama că muzica pe care o cânți e chiar importantă. Și modul în care o cânți e chiar important. Și felul în care o cânți e chiar important. Da. E foarte... E foarte trist că nu prea suntem conștienți de asta. De multe ori. Neglijăm aspectul ăsta că ceea ce produci tu pe gură s-ar putea să aibă o undă foarte puternică asupra celor care ascultă. Și de asta, revenind la ce ai spus tu inițial, fă-o foarte responsabil și foarte conștient de ce ești acolo, ca Dumnezeu să lucreze. Uite câtă putere poate să dea unor linii, unei linii melodice și unor cuvinte. Da. Și pentru că ele au crezut. Au crezut în momentul ăla maxim, că numai așa poate să alunge răul prin cântat și lăudat pe Dumnezeu. Dar asta se aplică clar în orice moment al unei slujiri muzicale. Da, nu vreau să subminez importanța pregătirii tehnice. Pentru că cu cât ești mai pregătit și cu cât știi cel mai bine să-ți stăpânești vocea, cu atât este un produs și auditiv mai frumos. Exact. Și efectul este și mai mare. Nu asta vreau să spun. Dar vreau să spun că trebuie să existe echilibru. Una o susține pe cealaltă. Da. Haidea, tare mult îți mulțumim pentru ce ne-ai povestit astăzi la Ecu Cântec. Unele idei au fost, cred, unice și pentru prima oară exprimate aici și îți mulțumim, sunt foarte valoroase și atât mie personal cât și altora care sunt în față și cântă ne pot fi de mare, mare folos. Dumnezeu să binecuvânteze slujirea ta și lucrarea pe care o ai de făcut, pentru că e clar de la momentul în care tu te-ai întors să cânți și să faci lucrurile cu adevărat reale și autentice, tu ai ceva de lăsat lumii acesteia de mare importanță. Mulțumesc, Ramona. De asemenea și ție, pentru că și tu ai lucrare muzicală și sper că tu și cei din jurul tău care te ascultă să poată să fie îmbogățiți. Îți mulțumesc tare mult, asemenea. Dragi prieteni, ascultăm în această seară ultima melodie frumoasă interpretată de Haidea Albert. Vă mulțumesc că ne-ați rămas alături și cu siguranță și voi sunteți emoționați ca mine acum de ceea ce am auzit în această emisiune și poate că vom trata mai responsabil muzica creștină și ceea ce vrem să transmitem atunci când interpretăm fie la biserică alături de frații noștri cântări, imnuri, fie ca și artiști creștini și lansând pe YouTube o nouă melodie creștină. Așadar, să lăudăm pe Dumnezeu întotdeauna prin ce facem, cu toată inima. Vă dau întâlnire și vinerea viitoare de la ora 20 pentru a viziona o altă emisiune frumoasă. La revedere! E cu cânte.
e cu cânte. Emisiune susținută de Asociația Maurer for You.